Președintele Klaus Iohannis se implică în discuțiile pentru Congres? Nu se implică. Știu că sunt anumite speculații că președintele se va implica, că președintele va stabili cine trebuie să conducă. Nu se implică. Președintele respectă Constituția, își respectă statutul de președinte, își vede de prerogativele sale și eu zic că o face bine, fără care se va demonstra că a fost cel mai bun președinte după 89 în pace. Exact, că se discută în spațiu public despre faptul că întâlnirile din ultima perioadă dintre premier și Klaus Iohannis ar putea cumva să ne spună că președintele îl susține pe Florin Câțu la președinția Partidului Național Liberal. Întâlnirile dintre președintele României și primul ministru au fost dintotdeauna și când era Ludovic Orban și când este Florin Câțu și vor fi, că sunt normale. Noi avem un parteneriat cu președintele, mă refer la guvernarea noastră, hai să spunem și faptul că a provenit din partidul nostru președintele, spune mult. Vor fi întâlniri multe, se va întâlni și cu Ludovic Orban pe linie de serviciu când e o problemă cu Parlamentul. Asta nu înseamnă că s-a dus președintele deoparte. Eu cred că este imparțial, așa cum îi stă bine unui președinte în condițiile astea. Și după cum știți, Klaus Iohannis este un om echilibrat și va căuta să existe acest echilibru și să-l mențină pentru a nu fi probleme sau discuții în Partidul Național Liberal.